Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou minunat episod din Suicide Guy, continuă, enter. Totuși e o mică mare problemă. Eu data trecută știți că am rămas acolo 7 la nivelul cu pira... Chestia asta e încă foarte gălăgioasă. La acel nivel cu piramida și problema este următoarea, că sunt sigur că va trebui să o luăm de la capăt. Nu o să ne dea de unde am rămas, boss, pentru că nu există save în... Mă, știi ce? Nu, gata, atât ți-a fost. La revedere! Nu uitați, oameni buni, că puteți să lăsați un like acestui minunat episod. 3% volum, ok? Poate nu o să mai spargi din panele. Puteți să lăsați un like acestui minunat episod și puteți să-mi lăsați în secțiunea de comentarii... ce voiam să zic, mă? Să-mi lăsați ce? Ah, știu. Rezolvări pentru aceste puzzle-uri, pentru că unele dintre ele sunt foarte, foarte grele, dar nu astea de aici. Astea sunt foarte simple și mi-aduc aminte exact cum am făcut. Uite, am făcut, uite, așa, după care m-am pus eu aici, așa, după care pot să iau ăsta. Știi ce? Mă întreb dacă sunt oameni care o să facă speedrun-uri și chestii la jocul ăsta. Ce zici? Frate, eu zic că un speedrun la jocul ăsta... E destul de interesant că sunt o grămadă de puzzle-uri pe care trebuie să le faci, trebuie să le faci rapid și nu-ți permiți, de exemplu, să cazi jos aici sau dracu știe ce știi, pentru că pierzi timp. Oricum, mie în general îmi plac speedrun-urile. Hai să facem o chestie. Bun, am luat cheia asta de aici. Uite, vezi, uite, acolo, dacă eram în speedrun, pierdeam timp aiurea. Deschidem ăsta, cheia putem să o aruncăm și... Acum vom lua craniul ăsta foarte suspect de Indiana Jones, îl vom lăsa acolo. Acelea, am deschis asta. Cred că trebuie să păstrăm în continuare cu noi asta, praștia asta sincerată, un pic cam ciudat dacă e să fiu sincer. Ah, da, aici și se află. Oh, da, deja am fost aici data trecută, deci... Oh, no, tot aurul ăsta este complet inutil, dude. L-aș înghiți, ok? De ce, Dumnezeule mare, merg cu mâinile și zic că sunt zombi? Ciudat. Ce spuneam? Nu uitați că puteți să lăsați un like, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ați face chestia asta, oameni buni. Și acum, hai să... Îmi aduc aminte... Da, wait. What? What? Ok, asta e foarte ciudat. De ce e piatra aici? Data trecută piatra am lăsat-o jos. Ui, nu n-am lăsat-o jos, am lăsat-o sus, dar piatra era spunată jos. De ce de data asta piatra era sus? Dude, sunt atât de confuz. Prostia asta este complet... Aruncă. Wait, nu, aici era piatra jos, am înțeles. Ok, bun. Da, ok, greșeala mea, am crezut că s-a întâmplat ceva foarte suspect. Wait, what? No, stai, piatră. Bă, sari mă sus. Nu, stai că trebuie să o arunc mai tare, uite așa. Era să-mi pice în cap. Era să rămân handicapat pe veci. Perfect. Și acum vom lăsa piatra asta aici. Perfect. Simă, știu dacă jocul ăsta nu e foarte, foarte... N-ai văzut nimic, ok? Taci din gură. N-ai văzut absolut nimic. Acum am pus piatra și... Spune-mi și voi, bă, dacă jocul ăsta nu e foarte simplu. Uite ce... bă, dar dacă pic să țin apăsat space, că se urcă, frate, caracterul meu. El e Tarzan într-o chipadă, îl dracu. Bun. Am ajuns aici și acum ce... poate trebuie să merg aici. Da, uite, acolo trebuie să merg, ok. Așa... Hei! Oh, Jesus! Oh, funcționează! Oh, Doamne, dă-mi! Ha, am terminat nivelul. Pentru o secundă m-am gândit, ce Dumnezeule mare, o să mor. Stai că... Asta este scopul jocului, să mori. Scopul jocului e să te sinucizi ca să te trezești din vis. Pentru că berea este încă în cădere, dude. Wait, unde Dumnezeule mare e următorul nivel? Alo? Ok, deci am avut ăsta. Oh! Nivelul cu numărul 5. Da, desigur. Acum, să sperăm... Frate, jocul ăsta e din ce în ce mai zgomotos. Deci să-mi bat picior. Ok, ce avem pe aici? Avem câteva chestii. Avem o cutie pe care o putem arunca, pentru că de ce nu? Avem această...
Avem această statuie gigantică aici. Ok, avem niște scări. Hai să urcăm pe scările astea să vedem ce putem să facem. Să sperăm că putem să facem ceva aici. Oh! Wait. Ha, huh, ok. Hai să mergem și în cealaltă parte, să punem și celălalt fir la urechea... Alo? Așa, nu funcționa scara dintr-un motiv sau altul. Așa, ok. Oh, firurile se duc acolo. Păi stai o secundă, eu unde... Ai o mașină de spălat? Eu unde am un buton pe care să-l apăs și să dau electricitate pe acolo? Pentru că... Zici că e un fel de Frankenstein, frate, e conectat electrozie, e clar. E clar, o să vină la viață și o să facă cum făcea Frankenstein. Frankenstein. Ce-i acilea? Oh, wait, e o ușă aici! Ah! Wow! Cât de... Oh, no! Cât de mult trebuie să merg? Ah, uite, până aici, ok. Ce-i acilea? Hai! Wait, frate, deci uneori scara asta nu funcționează. Mamă, ce Dumnezeule mare, ce furtună e afară, frate. Mamă, unde... Wait, what? Ce e asta? Wait! Cred că funcționează. Hai să mergem rapid pe cealaltă parte. Sunt gras și alerg cu greu. Oh, Jesus! Domnule robot! Gigantic! Oh, God, e mare! Oh! Păi, dar asta a fost tot? Asta a fost super simplu! What? Dude, asta a fost atât de simplu! Refuz să cred că asta a fost atât de simplu, dude. Deci, uite aici următorul nivel. Un fel de portal gun. Deci, nivelul ăla cu spațiu era atât de complicat. Hey! Wait. Oh! E un portal gun care funcționează! Wait. What? Ce-a... What? Dude, refuz să cred că ăla a fost tot nivelul. Ce-am făcut? Ok, fie... Deci... What? What? Cum am făcut chestia asta? Ce loc? Deci sunt atât de confuz. Nivelul ăla e atât de ciudat. Dar mă rog, hei, am câștigat. Bun, următorul nivel, un fel de nivel cu un fel de cub, cu un semn al întrebării și unul al exclamării pe el. Mamă, zici că sunt în Mario, frate. Mamă, nivelele astea sunt atât de... Uh-oh. What? Wait, a funcționat, nice, ok. What? What? Ha? Wait, este aici. Au! Au, desigur, da, ok. Bine că l-am văzut la timp, că stăteam acolo așa ca imbecilul și nu cred că mai reușeam să... Wait. Wait, rămâne... Wait, ăsta rămâne unde îl pui? Au! Wait, cum am făcut asta data trecută? Cred că de aici am sărit. Nu, no, what? Dude, cum am sărit acolo data trecută? Așa? Am sărit cumva și a funcționat. Oh my god, ok, atunci voi lua ăsta. O să-l pun aici. Ok. Așa. Ok, acum îl luăm. Așa. Oh, what? Oh, come on, dude. Am alunecat jos.
Ok, bun, îl punem aici acum și ne urcăm. Frate, deci cum am ajuns aici data trecută fără să am... Uh-oh. Asta nu e foarte ok. Cred că trebuia să-l pun un pic mai sus. Da. Ok, wait. Așa. Și acum l-am luat. Ok, bun. Bănuiesc că trebuie să... Uh-oh. Ok, uite care e faza. Nu te poți urca pe astea dacă ai un item în mână, știi? Și trebuie să... Oh, doamne, asta e o plantă de aia de mănâncă insecte, frate. Și de acolo s-au niște zgomote foarte ciudate. Ok, bun. Fii antenă, luăm ăsta, îl lăsăm aici. Ok. Sărim pe asta și pe asta. Apoi... Nu, sărim înapoi, luăm cubul, lăsăm mai acolo. Trebuie să-l luăm așa cu noi, frate, să-l ducem de aici colo, mă înțelegi? Mă întreb dacă... nu cred că e bine, trebuie să... Așa. Trebuie să îl ducem dintr-o parte în alta, așa. Oh, era cât pe ce să pic. Și asta e foarte enervant, că nu putem să o luăm pe scurtătură. Dacă mă pot urca pe... Nice! Măi, chestia asta chiar a funcționat. Așa, lăsăm aici. Ah, Jesus, ok, bun. Era cât pe ce să pic. Acum... Îl vrea... Oh my god! Nu e bine asta. Frate, come on! Era prea departe ca să-l pot lua, vorbesc serios. Mă întreb dacă... Wait, pot să... Oh! Iar aici am nevoie de el, fii antenă. Trebuie să stau cât mai pe margine. E o chestie, trebuie să mă apropii de el. Aha. Ok. Oh, Jesus, ok, bun. Eram chiar pe margine, era cât pe ce să pic. Așa, acum ar trebui să îl pot lua. Nice. Easy game. Ok, îl luăm. Asta e o ciupercă, ok, o să o lăsăm aici. What? Hey, hey. Hey, chestia asta nu funcționează, ce ciupercă stupidă. Ce scrie aici? Ciupercă plus... Oh! Ue, l-am făcut gigantic? What? Oh! Aha! Wait, what? Cuboară, mă... Ah! Putem să luăm și cubul! Aha! Wait, unde-i ciuperca? Ciupe... Ah, stai că mai e încă una. Ok, păi... sunt atât de confuz. Oare să merg în față? Hai să lăsăm cubul ăsta aici, că e enervant că trebuie să-l cărăm după noi, frate. Deci avem aici ceva. Și aici altceva. Multe chestii, sunt foarte multe chestii. Dar eu nu înțeleg. Deci acolo așa este un fel de ușă de aia cu gratie pe care putem să intrăm. Dar apoi mai sunt și chestiile astea stupide aici și te întrebi, frate, oare trebuie să merg și aici? Oare e ceva important aici? Cred că e... Uh-oh, ok. Cred că este, că doar... Uh-oh. Ok, asta nu e... Nice. E un alt cub. Și era și o chestie. Cred că era o pălărie. Ok, acum avem două cuburi. Două cuburi. Cub plus cub. Wait, what? What? Ce vrei? Oh, poate vrea să pun... Poate vrea să pun cuburile așa ca să pot să sar pe ele și să ajung să iau al treilea cub, nu? Adică cub plus cub, nu se întâmplă nimic, știi? Ok, fii antenă, da? Îl lăsăm pe ăsta, uite, acolo. După care sărim așa. Oh, ok, ok. Îl luăm pe ăsta și îl punem acolo. Mai, ok. Oh, Jesus! Oh, Jesus! Woohoo! Easy game, boys. A fost cel mai ușor joc din viața mea. Ok, hai să lăsăm cubul ăsta aici. O să luăm cubul ăsta la alta acum. Avem două cuburi, trei cuburi în total. Le-am luat pe toate. Mamă, deci sunt bun la jocul ăsta, frate. N-ai ce, frate. Eu sunt literalmente campion pe sate la jocuri puzzle, de fapt, nu chiar. A, serios acum, oameni buni, sunt sigur că...
Ok, asta e foarte ciudat. Fii antenă cum... Asta e aceeași mărime, dar dacă îl duci pe ăsta, uite așa, uite, vezi cum se vede foarte, foarte mititel. Când joci pentru prima dată un joc puzzle, frate, și știi că ajungi la un puzzle de la pe care nu poți să-l rezolvi, orice îi face tu, e atât de enervant. Ok, cred că trebuie să... Facem... What the f... What? E ceva acolo. Oh, am crezut că mă pot arunca acolo în țepii aia și cred că pot cumva, dar nu știu cum. What? E ceva aici? Wow. Oh my god, îmi trebuie trei gu... Oh, wait, cum de n-am văzut chestia asta până acum? Aha! Pentru asta îmi trebuie 3 cuburi. Dar întrebarea e următoarea. Ce se află după ușa aia de acolo, frate? Știu cum facem. Luăm o ciupercă din nou. Deci după ușa aia de acolo, așa, poarta aia care se deschide, se mai află ceva. Dar pot să nu te duci acolo. Dar eu vreau să mă duc. Mi se pare că se află... un alt cub. What? Oh, ok. Ha. Foarte interesant. Un alt cub. Poate gen dacă nu reușeai să iei unul dintre cuburi, puteai să... Aha. Da, 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 cred că puteai să folosești cubul ăla de acolo, știi? Deci puteai să alegi cumva unde să te duci, dar nu contează. Deci noi avem 3 cuburi, da? Să le punem pe toate, uite aici. Unde e celălalt? Ce-am făcut cu celălalt cub, frate? Oare l-am lăsat pe aici? Chiar nu mai aduc aminte ce am făcut cu cubul ăla. Ok. Cred că nu e aici. A, uite, l-am lăsat acolo. A, l-am lăsat acolo, frate, pe chestia asta. Da, 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 da. L-am lăsat, uite, acilea, pe prostia asta de buton. Ok, mă scuz, domnule, cub, am nevoie de tine. Nu știu exact de ce. Am 4 cuburi în loc de 3. De ce? De ce aș avea 4 cuburi în loc de 3? Ok. Ăsta e un cub. Ne trebuie toate 3 cuburile, desigur. Mamă, deci... Levelul ăsta durează atât de mult și apoi erau celelalte... Celelalte nivele care nu durau deloc, frate. Erau atât de simple și nu mi-am dat seama cum am trecut de ele. Ok, urcăm în partea asta, la alta, așa. Luăm un cub și sărim din nou în această groapă. Acum, în teorie, astea ar fi toate cuburile de care am nevoie, dar hai să mergem să luăm și pe ultimul, pentru că de ce nu, frate? De ce să nu avem noi 4 cuburi în loc de 3? Bună întrebare, îți dai seama că 3 nu e 4 și 4 nu e 3 și de asta e bine să ai râie. Ok, ăsta e un cub. Puteai cumva și cu 2 cuburi să faci chestia asta? Dude, nebunesc. What? Nu-mi zic că puteai să faci asta și cu 2 cuburi. Că pare ca și cum ai fi putut să o faci cu 2 cuburi. Fii antena aici, da? Puteai să o faci cu 2 cuburi! Ce țeapă mi-am luat, oameni buni! Incredibil! Următorul nivel. Un nivel cu un fel de far de la, frate, de stă la... la apă acolo, la mal, știi, ca să... mamă, uite, un far de ăsta. Interesant. Am aici un fel de ceva. Opa. Wait, stai. Așa. Wow. Wait, l-am... Sunt atât... Wait. Crezi că așa trebuie să stea? Uite asta, mă, e o statuietă aici. Probabil trebuie să topesc acel ghețar de acolo. Oricum, nu pot să plec altundeva de aici, deci cred că... What? Hei, rămâi... acolo. Dude, habar n-am cum ar trebui să pun chestia asta. Ok, deci... Asta nu se atașează cumva.
Intră înapoi, becule. Becule, becule, intră înapoi. Oh, fuck. Intrase la loc, dude. Așa, bun. Ok, acum... Dacă îl punem aici, așa, pur și simplu. El cade jos pe prostia aia. Vi se pare că ar funcționa chestia asta? Pentru că mie nu mi se pare că funcționează. Cred că lipsește ceva. Wait, what? Oh, trebuia becul pur și simplu. Oh. Wait, pot să... Wait, am crezut că pot să luminez corabia aia, frate. Ah, nu, no, aparent nu. Ok, uite alt ghețar, frate, ia. Ia. Nice, ok, l-am topit și pe ăla. Știu, pot să... clar nu m-ar orbi pe mine o chestie de genul, care poate să topească ghețari. Cred că trebuie să topesc toți ghețarii până când crește nivelul mării și mă nec sau ceva. Wow! Nu mai contează, ăla nu e un ghețar, ăla este complet altceva. E o balenă gigantic. Mamă, doamne, ce mare e, să-mi bat piciorul. Auzi tu, vrei să vii să-mi tragi și mie o aripioară de aia sau o coadă peste locul în care mă aflu? Sunt blocat aici! Unde-i, frate? Unde s-a dus? Chestia asta, hai să o aruncăm de... Oh! Oh! Oh, God! Pare... Bă! Mi-a stricat asta! Mi-a stricat chestia mea, dude! Cum se presupune că repar prostia asta acum? Hai! Vino și omoară-mă, te rog! Haha, uite, îți dau lumină în ochi, fraiero! Ha! Te rog, omoară-mă! Așa, vino și mușcă-mă cu dinții aia știrbi ai tăi! Mușcă-mă, te încand de la măchii! Unde s-a dus, mă? Oh, fuck, pierdut asta. Moby Duck! Ca să nu zică Moby Dick! Moby Dick. Oh, hai! Știam că o să funcționeze. Sunt prea bun la jocul ăsta, oameni buni. Hei, am colectat 5 de-alea de Suicide Guy statuete. Minunat! Păi, asta arată foarte interesant. Zici că e Minecraft, frate? Minecraft! Minecraft. Vă place Minecraft-ul? Mie îmi place Minecraft-ul. Oricum, vom pune capăt acestui minunat episod aici, oameni buni. Eu zic că m-am descurcat destul de bine, frate. Deci, dintr-o dată am devenit bun la puzzle-uri și nu m-am uitat la rezolvări, ok? Am avut nevoie de ajutor acelea la nivelul ăsta stupid cu nava spațială, dar nu m-am uitat la nicio rezolvare și ai văzut că le-am rezolvat pe toate fără nicio problemă. Mă, ce zgomot e afară, frate. Prăjituri. Pa, pa! G2A.com, the best video game store ever!